În cursul zilei de luni, 25 aprilie, și membrii Alde au depus la biroul electoral local lista de candidați pentru fotoliul de primar și cel de consilieri locali. La ceremonie au participat candidații înscriși pe liste însoțiți de președintele Alde Neamț, Ioana Saftei. De față a fost și președintele Alde Roman, Vasile Mocanu. Am avut onoarea să depunem astăzi documentele necesare pentru înscrierea în cursa electorală pentru alegerea primarului din municipiul Roman. Ne simțim onorați că am participat la această competiție. În perspectivă, noi avem anumite intenții pe care le vom discuta în campania electorală, dar în mare ne vom axa pe învățământ, cultură, petrecerea timpului liber pentru cetățenii orașului și în special pentru tineri, așa. Ne vom axa pe creșterea nivelului de trai, să zicem așa, asta este un slogan, dar nu. Ne vom axa pe grija față de cetățeanul municipiului, adică vom încerca să creăm locuri de muncă, să creăm condiții de viață mai bune și de petrecerea timpului liber aici și să facem ca oamenii să se simtă bine, cum am mai spus, de fapt, la alt interviu, și atunci când intră în primărie, simte ca acasă, și atunci când merg pe stradă, și atunci când intră în alte instituții publică. Candidatul Alde crede că misiunea viitorului primar este aceea de a sprijini firmele romașcane pentru a putea genera locuri de muncă. Pentru romașcani este o dramă disponibilizarea de la ArcelorMittal a încă 300 de salariați și pensionarii vor sta în atenția viitoarei administrații publice locale. De asemenea, vom pune accent pe dezvoltarea imperioasă a firmelor locale, care sperăm noi, dacă le vom crea facilități și le vom ajuta printr-o competiție cinstită, corectă, în achiziționarea, în preluarea lucrărilor, să se poată dezvolta și în felul ăsta să absoarbă forța de muncă rămasă liberă. Nu uitați că Petrotubul disponibilizează acum 300 de oameni, circa peste 300 de oameni. Nu uitați că sunt foarte mulți șomeri în oraș. Vom încerca, deci repet, stimulând firmele locale, vom încerca să absorbim această forță de muncă care se disponibilizează sau care rămâne, nu au serviciu acum. Nu în ultimul rând, ca să închei, nu am uitat pe cei circa 12.000 de pensionari din acest oraș, cărora vom încerca să le creăm condiții cât mai bune de viață, pentru că ei au muncit la ridicarea acestui municipiu. În perioada următoare, Alde va face cunoscut romașcanilor conținutul programului său electoral. Pe lista de consilieri, Alianța Liberal-Democrată a trecut persoane cu notorietate, asigurându-i pe romașcan că va fi un document care să arate seriozitatea formațiunii. Lista de consilieri locali conține persoane care de notorietate, persoane care lucrează în sectoare diverse, care ne vor ajuta și cu care vom forma o echipă, atât în campania electorală, cât și post-campanie electorală, când vom încerca ca toate obiectivele ce le-am stabilit prin programul nostru și v-am promis că cu o săptămână înainte de declanșarea campaniei electorale o să-l prezentăm pe capitole și o să observați interesul nostru maxim pentru a traduce cele ce a spus candidatul nostru pe scurt în după ce vom câștiga, bineînțeles, alegerile, că așa ne-am propus, să le transpunem în viață și orașul nostru să simtă că o nouă forță s-a născut care îl poate dezvolta și îl aduce acolo unde trebuie. Președintele Alde Neamț a asigurat că propunerea pentru primăria Roman va fi una de natură să schimbe ceva în acest oraș și că, atât în țară cât și la Neamț, formațiunea pe care o reprezintă este în creștere în sondaje pe fondul degringoladei din marile partide. Ne-am prezentat astăzi la biroul electoral cu un candidat care va fi o surpriză plăcută pentru romașcani. Și e un candidat puternic, redutabil, un bun manager, domnul Chelaru Dorel, un om de forță, repet, un candidat redutabil, după cum vedeți, am mai spus-o și la Piatra Neamț, noi nu ne prezentăm cu contracandidați, noi venim cu candidați, oameni adevărați, oameni care pot să schimbe ceva. Vom aborda în campanie electorală un ton matur, serios, fără atac la persoană. Deci suntem un partid, aș zice, curat, un partid care crește în sondaje.
Alde va obține la Roman și în județul Neamț un scor bun, ținând cont că se prezinte cu o echipă de oameni serioși. În Consiliul Local speră să obțină cel puțin 5 locuri. Pe lista de candidați sunt trecuți Vasile Mocanu, președintele Alde Roman, Dorel Chelaru, candidat la postul de primar, Augustin Sescu, Mihai Cristina Bădoi, Mihai Lichiar Dopul, Otilia Mircea, Claudiu Iulian Andone, Petru Bălăiță, Doina Georgeta Carmen Chelaru, Gheorghe Iftime. De remarcat faptul că pe listă se regăsesc foarte multe nume care fac parte din familiile candidaților, pentru că este știut faptul că familia este celula de bază a societății. Spunem asta pentru că aproape toți candidații sunt fie soț-soție, fie frați cumnați, oricum rude.